Clasică Burdeș își demonstrează calitățile de antrenor, echipa sa de juniori obținând o primă victorie în meciurile amicale programate în această vară. Juniorii Chindii au trecut la pas de o echipă similară a clubului din Alinoasa condusă de Puiu Becheanu. Târgoviștenii s-au impus cu 5-0 și l-au făcut pe Sică Burdeș să afirme că mulți dintre elevii săi ar putea avea o carieră fotbalistică frumoasă. Grupa pe care o pregătiți a jucat zilele trecute un meci amical pe care l-a câștigat în mod categoric. Cu cine ați jucat, cu cât ați câștigat și cum se mișcă echipa dumneavoastră? Da, am început antrenamente de vreo 3 săptămâni de zile. Am jucat cu Aninoasa, cu domn profesor Puiu Becheanu, care crește niște copii pe acolo. Am jucat cu un an mai mare, ei au fost cu un an mai mare. Eu am 95-96 grupa, am bătut cu 5-0 și este primul meci amical. Sunt mulțumit, mi-au venit 3 copii de la Craiova, de fapt sunt din Dâmbovița, dar au fost la școală Gigopescu și sper să-i aducem înapoi, da, să stea acasă lângă părinți, să facă școala aici, în Târgoviște, să fie mai controlat puțin. Sperăm să mai aducem vreo 2-3 și încet, încet vrem să ne facem o echipă bună și la această grupă, la B. Domnule Burdeș, noastră faceți parte dintr-o generație de excepție a fotbalului dâmbovițean. Sunteți, practic, ultimii oameni care ne-au adus atâtea bucurii în suflete. La nivel de juniori, sunt urmași ai lui Burdeș, ai lui Țărmure, ai lui Regenkamp, ai lui Gâlmencea? Noi de-aia stăm pe aici, de-aia ne chinuim și noi, că am sperat, iată că au trecut vreo 14 ani de când am promovat, 14 sau 15 ani, de când a fost micuțul Ajax și încet, încet se pun bazele unei echipe bune, unei echipe care a promovat anul ăsta, mă refer la Chindia Târgoviște, și tot am sperat de 15 ani că vor veni oameni care să bage și la noi bani, să avem o echipă bună și iată că a venit timpul să sperăm în mai bine echipa din divizia B. Într-un an, 2-3, sperăm să fie acolo unde ne dorim cu toții, să vedem echipele din Liga Națională la Târgoviște, fiindcă, de ce să nu spunem, ne merităm și noi, merităm acest dâmbovițeni, merită acest lucru, să vadă un fotbal de calitate, să vadă un echipe precum Steaua, Dinamo și așa mai departe, Clujul, să-i vedem la Târgoviște, fiindcă merităm cu toții această performanță.